Salutare tuturor și bine v-am regăsit la al doilea episod de tip Info Video by LCDS. Să trecem la treabă. Pentru început aș vrea să vorbesc puțin despre jocul, de fapt nu puțin, să vorbim mai tot videoclipul despre acest joc. Royal Revolt 2, da? Știu că n-am mai postat nici eu, nici Geo, nimic pe acest canal. Nu a mai fost vorba de niciun Royal Revolt 2. Nici atacuri simple, nici un simplu atac de RR2, nici mini-episoade și chestii din astea. Și aș vrea ca în episoadele următoare să îmi spuneți în comentarii la orice episod de Royal Revolt, deci nu episoade de Clash of Clans, că nu se pune, sau alte jocuri care le-am jucat noi și le-am filmat. Să îmi spuneți în comentarii la orice videoclip cu Royal Revolt 2, să îmi spuneți dacă vreți neapărat un episod de RR2 și să îmi spuneți dacă v-a plăcut. Deci îmi spuneți așa. LCDS mie mi-a plăcut un episod de RR2 pentru că George are Moncu. Știi? Pentru că Moncu e foarte, 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 foarte OP. Dă viață, îți dai seama. Și mai și atacă, știi? Aș vrea să-l iau și eu, mai am destul de puțin. Mai am trupa Academy, cred. Și încă ceva. Și să-mi spuneți în comentarii, da? Bun. În legătură cu seria de Maps from Subs, am găsit o aplicație. Am făcut tutorial despre cum să uploadați o mapă pe acea aplicație. Maps for MKPE. Dar am mai găsit o aplicație mult mai bună care permite să trimiți mapele unui user, unui cont înregistrat pe acea aplicație. Vă faceți cont, apoi uploadați o mapă sau pur și simplu o trimiteți. Trimiteți seed-ul sau ceva de genul. Nu știu cum vine treaba, dar am văzut și eu cum arată aplicația, am instalat-o odată, dar cred că nu mi-a mers prima dată și am șters-o. Dar acum sigur îmi va merge. O să iau de pe o aplicație care care toate aplicațiile sunt gratuite. Cred că toată lumea o știe. Începe cu A, se termină cu E. Și are un T la mijloc. Presupun. Bun, am pus puțin pauză. S-a întâmplat ceva și a trebuit să pun pauză. Bun, am revenit. Despre ce vorbeam? Despre Royal Revolt 2. Bun. Deci v-am zis. Comentați la un episod oarecare de Royal Revolt 2 dacă v-a plăcut. Dacă v-au plăcut episoadele de Royal Revolt 2. Ca să mai filmăm ceva. Un atac, ceva. Evident că o să facem faze amuzante din Headball online. Cu Geo sau singuri pe online sau pe offline. Nu contează. Eu am un screen recorder care poate filma și pe online și pe offline. Adică e indiferent. Și da. Despre Clash of Clans, Clash Royale și Headball. Headball o să filmez azi, mai mult ca sigur. Un mesaj, nu-i nimic. Mai mult ca sigur, o să filmez azi niște Headball. Și o să mai filmez încă o dată după aceea ca să fac niște faze amuzante și niște faze tari. Adică când dau eu un gol, când primesc un gol, iar mai dau un gol, știi? Pentru că sunt, nu știu, cred că există vine-uri cu Headball acum.
în care jucătorii sunt atât de OP. Deci, în Headball, în Season, cel mai bun jucător este Malicius, un român care are 1000 și ceva de puncte, 1300. Și l-am trecut pe un turc. Și asta e foarte tare, adică n-a apărut jocul prea bine și tot noi suntem cei care suntem pe locul întâi. Asta e și mai tare. Pentru că la Clash of Clans, pe local, îți dai seama, pe local, dar pe global nu cred că e vreun român în top 100, să zicem. Aia sunt TH11 aproape maxat și îți dai seama că au apărut și giganții de 8. Bine, au apărut de mult, da. Na, și Archer Tower de 14. Vă dați seama că durează extrem de mult. 12 zile am înțeles că costa înainte cel mai lung upgrade din Clash of Clans. Și cred că durează acum 2 săptămâni pentru un Archer Tower de 14. Bun, hai să revenim la Headball. Păi da, am zis că o să fac așa și aș vrea să mai filmez o dată Clash Royale, să vă arăt deck-ul meu nou. Adică nu e nou, pur și simplu am scos săgețile și am băgat cannonul, pentru că mi l-a dat și am și barbarii. Îi folosesc uneori, pentru că sunt puternici și au și viață multă. O viață destul de multă, sunt rezistenți și ții de câte 4. Stați așa, o să pun puțin pauze și o să revin. Bun, am revenit. O să pun o imagine pe fundal cu info video 2 by LCDS. De fapt, by nu o să pun, o să pun doar LCDS și sigla noastră neoficială, adică e luată de pe PixArt. Oricine ar putea să o facă. Adică nu să o fac, o găsiți acolo la, știți voi unde, la Shapes, în clip arturi sau cum se cheamă, da, clip arturi. Bun. În legătură cu clanul nostru de pe Clash Royale și Clash of Clans. Clanul de pe Clash of Clans se numește România Knights și pe Clash Royale tot la fel se numește. Iar pe Royal Revolt se numește Portable și nu aș vrea să schimb alianța pentru că durează foarte greu și ne strângem destul de greu. Da, evident, eu pot să fac level, eu cu 100 de K pot să fac vreo 3-4 nivele, hai să zicem 3 și dacă mai donează și Geo mai facem încă 1 sau 2. În orice caz, pe zi o să facem multe, multe nivele. Până la level 10 o să facem cam un nivel pe zi sau un nivel la 2 zile. Dacă donăm 175 de K și mai donează și Zentros 50 de K, facem exact un nivel pe zi. Până la level 90 pe acolo. Și ținem acest videoclip până la 10 minute. Deja am ajuns la 9 acum, am ajuns la 9. Bun, la 20, ce vreau să vă spun eu acum repede, la 20 de abonați, dacă ne strângem 20 de abonați, aș vrea să facem un videoclip de o oră în care să ne jucăm împreună cu Geo. O să ne jucăm Clash of Clans, Clash Royale și Royal Revolt 2. Bun, hai să mă grăbesc, pardon. Da. Nu uitați să dați like la acest info video 2, să vă invitați și prietenii să dea și ei like la acest info video și la celelalte episoade. Să dea un subscribe ca să ne ajute cu cei 20 de abonați ca să facem acel videoclip. Și da, cam atât a fost și cu episodul de astăzi, info video 2 by LCDS. Eu am fost Mihai. Și ne revedem data viitoare cu un nou episod de Clash of Clans, să zicem. La revedere!